Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi îmi doresc să vă îndulcesc cu o prăjitură însiropată cu o cremă pufoasă, per ansamblu o prăjitură foarte bună. Pregătesc blatul prăjiturii din 8 ouă, 140 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, 8 linguri de apă rece, 8 linguri de ulei, un pliculeț de 10 grame de praf de cop, puțină esență de vanilie și un praf de sare. Peste albușuri pun un praf de sare. Le spumez bine cu mixerul. Adaug treptat zahărul. Pun 8 linguri de apă rece. Esență de vanilie. Adaug și gălbenușurile. Opt linguri de ulei. Încorporez făina. Și pun și praful de copt. Și torn aluatul în tavă, tavă pe care am uns-o cu ulei și am tapetat-o cu făină. Am curățat bine castronul, nivelez aluatul și îl voi pune la copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute, oricum voi face testul cu scobitoarea, adică voi înfige o scobitoare în centrul blatului după 30 de minute de coacere. Dacă iese curată, atunci blatul este copt. Dacă nu, îl mai las pentru încă 10 minute în cuptor. Blatul s-a copt și îl voi lăsa acum să se răcească. Siropul îl pregătesc din 300 de ml de apă, 150 de grame de zahăr și esență de rom. Pun apa într-o crăticioară împreună cu zahărul și le fierb pentru 15 minute. Și după ce s-a fiert, adaug esență de rom, cam o lingură, și opresc focul. Îl las să se răcească. Pregătesc crema. Pentru această prăjitură, din 600 de grame de cremă de brânză, 120 de grame de zahăr pudră, 400 de grame de smântână pentru frișcă, o lingură de ciocolată caldă sau Nescafe, ciocolată pe care o amestec cu o lingură de apă fierbinte. Tot pentru cremă am nevoie și de un plic de gelatină granule, un pliculeț de 15 grame și voi pune conținutul într-un ibric. Acopăr gelatina cu apă rece. Și o voi lăsa să se hidrateze. Pun smântâna într-un castron. Am ținut-o la rece înainte de spumare.
folosesc mixerul și voi începe să spumez la viteză mică, după care măresc viteza și adaug și 3 linguri din zahărul pudră. Și voi pune frișca la rece în frigider până când voi avea nevoie de ea. Într-un alt castron pun crema de brânză și o spumez cu restul de zahăr pudră. Și peste care adaug și ciocolata caldă pe care am dizolvat-o în apa fierbinte. În locul ciocolatei calde, vă spunem și mai devreme, puteți folosi Nesquik sau chiar Nes, dacă vă place, adică cafea din aceea instant. Și combin cele două creme peste frișcă. Pun cea de-a doua cremă, cea cu cremă de brânză. După aproximativ 10 minute, o pun pe focul de la aragaz, la foc mic, să se topească, atenție, nu o fierb, doar o topesc. Puteți face acest lucru și în cuptorul cu microunde, dar nu în vasul acesta de metal, o puneți într-un castron și în reprinze de câte 10 sau 20 de secunde o lăsați să se topească. Vedeți că ea se lichefiază. Și opresc acum focul. Și o torn peste cremă. Amestec bine de tot crema. Și las crema astfel pregătită pentru aproximativ 20 de minute la rece în frigider. Acest blat copt și răcit îl voi felia pe jumătate, pe orizontal. Siropul s-a răcit, așa că voi însiropa blatul de jos, blat pe care l-am așezat pe o tavă. Jumătate din crema pregătită o așez pe blatul însiropat. Nivelez crema. Pudrez deasupra cam o lingură de cacao. Așez cu grijă cealaltă foaie de blat. O însiropez. Aș
depășesc deasupra restul de cremă. Cu grijă o nivelez. Am un cuțit din acesta pentru cașcaval și merg așa un pic deasupra să-i fac câteva unduleuri. Nu e absolut necesar. Pudrez iarăși prăjitura deasupra cu cacao și o voi pune la rece în frigider până a doua zi. Se păstrează la rece și se porționează în felul dorit. Am ajuns și la finalul desertului de astăzi și nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de mine. Mulțumesc și celor ce s-au abonat la canalul meu, iar pe cei ce încă nu ați făcut-o, vă rog, dacă doriți, dacă poftiți, să vă abonați activând butonul subscribe sau abonare și clopoțelul de lângă. Nu vă costă nimic, este gratis, veți fi doar notificați când public o nouă rețetă. Vă doresc să aveți o zi frumoasă, un weekend superb, nu uitați să fiți veseli pe data viitoare!